cultura. Ce aș mai vrea să menționez în ceea ce privește consolidarea populației foarte pe scurt. Au fost diferite probleme care în mare parte au fost rezolvate. Dar, la intersecția cu Republicii, dacă poate știți, poate nu. Prin PUR, inițial, a fost preluat un inel de circulație, un al doilea inel exterior de circulație care se reîntâlnească cu rata și să rezolve problema circulației. Documentația PUZ-ul în cauză îl preia, prearte la partea care, în principiu, pe zona asta are cele mai mari probleme, pentru că trebuie de matricat, pe sunt mai multe probleme. Dar la consultarea populației, pe zona aceasta, au fost anumite persoane nemulțumite, care, pe bună dreptate, li se ia. Deci documentația, până la intersecția asta, avem un domeniu public de undeva la 4 metri. Bugu ducea, nu prea ținea cont, nu, e greu la o documentație la nivelul ăla să ții cont de toate detaliile. Uzul vine și răsunjește puțin circulația, ca să respecte curbura, fiind o acțiune totuși importantă dacă se materializează. Și, în consecință, taie anumite parcele în două, o să fie ceva probleme. Aici, vă zic sincer, am avut discuții cu reclamanții și am discutat și în cadrul direcției de urbanism. Aici poate ar fi bun, pe viitor, să elaborăm o documentație ca să reglementeze artera asta în sine, care să studieze fiecare parcelă în parte. La nivelul ăsta, ținând cont că e vorba de 100 de hectare, e extrem de greu. Și nu pot să... Și de-aia au și fost de acord oamenii să rămână chestia asta pentru discuții de viitor, să vedem cum să găsim cea mai bună soluție. În cadrul instituției... Dacă ideile de bază cam astea ar fi. Dacă cumva aveți întrebări și... Vă rog, domnul, scurtă intervenție. Mă bucur foarte mult că există o viziune pentru această zonă. Iată, îndrăznim. Visăm și noi, probabil, în câțiva ani de zile la un downtown, da? Deci, un centru cu clădiri înalte. Foarte bine. Mă bucur mult, mai ales că sunteți tânăr și văd că ați pornit cu îndrăzneală și chiar mă bucur de acest lucru. Practic, această zonă, noi toți știam că va trebui într-un fel sau altul rezolvată, vorbesc de zona din fosta piață improvizată, care în sfârșit, și va trebui să facem ceva în care să arate foarte bine. Toți ne dorim că acest punct zero al orașului să arate altcumva. Mă bucur foarte mult că ați pomenit și de acele parcări subterane atât de dorite și atât de necesare și chiar de reutilarea străzilor și regândirea sensurilor unice, mă rog, fluidizarea. Eu cred că putem și să facem pași în acest sens, mai ales că în 2019 sperăm să avem și acel tronson de autostradă mult așteptat de la Sebeș la Pârâul Iubului, care va descongestiona foarte mult traficul și vom putea discuta în alți termeni despre circulația din oraș. Dacă îmi permiteți foarte pe scurt să vă mai arătăm de ce vorbeam de parcare subterană. Da. Deci, Iuliu Manimu, strada Ardealului. Deci, e vorba cumva de trei parcări subterane legate printr-un sens giratoriu. Cu intrare pe aici, din piața Iuliu Manimu, din Ardealului și inclusiv din piața Consiliului. Deci, o să circulăm la subsol. Da. Asta e ideea. Să facem metrou. Frumos. Da, e foarte îndrăzneț și doamne, asta realizat. Bun, dacă mai sunt discuții întrebări, condițiile au fost îndeplinite, aveți favorabil. Vă rog. Vis-a-vis de ce a spus domnul viceprimar, rămâne o întrebare care o să dai de mult timp. Dacă tot se știa din fundul acestui PUZ, care a fost rațiunea votului pentru clădirea chiar din centrul orașului, cu un singur sau, mă rog, două nivele pe care ați votat cu ședința trecută, respectiv magazinul vis-a-vis de... Nu e chiar acolo. Am mai avut discuția asta cu mai multe persoane. Cuzul, mai ales în cont, cum ziceam că e vorba de 100 de hectare, n-are cum să reglementeze în parte fiecare parcelă. Deci Cuzul nu putea reglementa strict că... Adică nu putea, dar era o muncă titanică să te-a pus să iei fiecare parcelă în parte, să vezi ce vrea fiecare. Și tocmai de-aia PUZ-ul permite regulamentul să se întocmească alte PUZ-uri în interiorul zonei ca care să le reglementeze detaliat. Pentru că documentația asta nu are cum să reglementeze foarte detaliat. Și tocmai de-aia, inclusiv
magazinului. Deci puzul, dacă așa ca idee, puzul preia doar documentația ultima aprobată din 2015, cum a spus magazinul Carrefour. Nu credeți că ar trebui reglementat și un regim minim de înălțime, mai ales în zonele în care se prevede un regim maxim de înălțime de P+16 sau P+12? Adică să nu, teoretic se pot genera situații în care cineva să construiască P+3, P+4, era automat lângă el să aibă un vecin care să construiască P+16. Deci din punct de vedere urbanistic, cred că aici ar trebui reglementat un punct special. Ca idee, totul, toate reglementările astea pleacă de la un regulament general de urbanism pe țară, de o bază, care trebuie respectat, care vine doar detaliat, de fiecare oraș în parte, sau cum vine. Acest regulament nu reglementează un minim. Tot ce se, și în general, la nivel de țară, de lume, nu se reglementează niciodată un minim, pentru că nu poți forța omul ăla, dacă tu îi dai maxim pe plus 16, să facă un minim pe plus 10. Poate omul ăla nu are bani sau nu își dorește ceva. Și asta rămâne deja la latitudinea proiectantului și beneficiarului să le integreze urbanistic mai corect. Mulțumesc. Nu trecem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Nu. Abține? Nu. Documentații de urbanism 19. 19. Începem cu administrarea de urbanism zonal, reglementare stradă în vederea construirii de locuințe individuale. Suntem pe strada Cuba. Pe strada Anai Poetes, cu undeva din parc roșu în dreapta, să vedem, în cadrare spre noi. Avem câteva parcele de teren cu acces din strada Anai Totescu. Se dorește parcelarea reprezentarea unei străzi de acces și loturi pentru locuințe individuale. Și se reglementează urbanistic. Aici. Condiția rămâne până la aprobare cu loturi individuale. Dar aveți favorabil, dacă aveți întrebări. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Articol 2. Avizează planul urbanistic zonal, construirea locuințe individuale și colective, cu spații comerciale, birouri și servicii. Suntem pe strada Brândușei, intersecția cu bulevardul Ion Crânjan, undeva în apropierea fermei Transavia. Avem o parcelă de teren, vă arăt puțin și situația existentă, parțial în MA3, parțial în L3A, adică zona de locuințe individuale, zona de documentația, cred că cel mai bine ar fi să vă arăt o mobilare. Propune niște blocuri de locuințe colective. 5 plus încă unul mai micuț. Niște locuri de, loturi de locuințe individuale. Și o stradă de acces cumva pe micro. În mare s-ar păstra reglementările existente, doar se detaliază, se reglementează urbanistic. Aici, condiția la fel rămâne. Era problemă cu racordul între strada Brândușei și bulevardul Ion Crânjan, care se dorește a se realiza. E o pantă foarte mare la urcare acolo și tocmai de aia trebuie studiat puțin racordul ăsta, dacă nu trebuie să ferească mai mare de virar, dacă e posibil primul tronson de bloc să cadă. Deci, în ideea asta rămâne condiția să mai fie studiată documentația până la aprobare. Deci atunci noi dacă avizăm acum ăla de pe Golfuță, cu primul bloc de stânga? Da, dar nu are condiția. Acum ziceam până la aprobare. Deci avizarea nu ține civic, nu e un agroritic, e doar o prezentare, o siguranță cumva a beneficiarului. Da, cred. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt? Articol 3. Aprobă planul urbanistic detaliu, construirea locuințe colective, cu spații comerciale, birouri, servicii, 5 precum. Suntem pe strada Ana Aslan. Vă scrie strada Tinereții acolo. Tinereții Ana Aslan. Acces din ambele. Sensul giratoriu. Catedrala în oglindă cu cea de la Schid. Se urcă sensul giratoriu și se poate pe Ana Aslan, care, strada care duce la bazine. E o parcelă situată între între strada Tinereții și Aslan, cu acces din ambele. Se propune o clădire pentru locuințe colective, cu biroul, servicii, ce se mai dorește. Se
apreciază undeva la 20-24 de apartamente. Sunt realizate 24 de apartamente. Proiectantul zicea, vă dați seama, că în faza asta nu se poate ști cu siguranță, că apreciază undeva la 20 de apartamente și ceva birou. Adică ar fi un loc de parcare pe apartament, plus încă 4 surplus pentru birouri sau servicii sau ce mai știu. Se respectă reglementările urbanistice, aviz favorabil, volumetria nu e foarte studiată, vă dați seama dacă ai idee. Doamna Rateră, discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 4. Articol 4. Aprobă plan urbanistic detaliu, construire cabinete medicale și construire. Suntem în orizont. Pe strada Orizont 16, o parcelă de teren pe care se dorește realizarea unei clădiri P plus 1 pentru cabinet stomatologic și veterinar. Tot soția, am înțeles, în fiecare au. Unul stomatolog, unul veterinar. Așa, da, așa am înțeles. Și stomatologul pune dinți la clip. Asta e cremă lor. Bun. Eu am o singură întrebare. În Orizont exista niște o funcțiune, un regulament. Știi despre el? Eu asta am sunt permise ca utilizarea adusă cu condiționări în regulament și se cere cu. Nu am înțeles. Scuze-mă. Adică funcțiunea asta de cabinete medicale e admisă cu condiționări. Și condiționările ar fi realizarea unui curs pentru accese, pentru parcări, pentru asta. Și acordul vecinilor, nu? Acordul bineînțeles, da. Acordul notarial se prezintă la faza de autorizare și consultarea populației, asta vreau să menționez. Proiectantul zice și în raport că nu a fost găsit cu vecin, dacă nu mă știu cel de pe sud, stand. De pe Orizont 14. Da. Sunt declarat... 14. Pe 16 clădirea vecinului pe 14. Deci notificări declarate în stânga dreapta avem, pe spate aia zice că nu l-a găsit. Notificări și vecinii ce-o zis de la dreapta? Deci eu am o întrebare care face referire la numărul de parcări necesare pentru asemenea utilitate. Să înțeleg că parcela de ce suprafață exact. Orizont 16, 388. 388 de metri. Practic, pentru o asemenea utilitate, oarecum, fiind și cabinet și medic, două cabinete, și sus locuință, la ce număr de parcări s-au gândit? Sunt parcări. Uite-le acolo. Vreau să știu asta, pentru că văd că spate. Mi se pare un număr foarte mic de parcări pentru un cabinet. Știți foarte bine cum e la dentist. Cu programări, mergi, stai, dar nu, aici are dreptate. Dacă sunt doi care, unul e la cabinetul stomatologic și unul e la veterinar și mai au și eu o mașină că pănesc, că nu vin pe jos, acum vin amândoi că sunt soție, deja... Știți de ce întreb această chestiune? Pentru că e de autoritate faptul că se parchează foarte mult pe stradă de oameni. Și atunci o să se întâmple o aglomerare din asta pe strada respectivă, care fost prevăzută să deservească locuințe personale. De asta Dorin Popor spunea clar, așa au fost prevăzut uzul. Și atunci, dacă noi tot venim și reglementăm... Scuze. Acum, vor lămuri, ei locuiesc pe parcela de lângă, în stânga, și acum au ei acolo au locuință cu Orizont 16 încă nu locuiește nimic. Oricum, nu e relevant. Autorizat. Bun, nu e relevant. Deci vis-a-vis peste stradă? Nu, în stânga. Uite, scrie. În stânga. Da. Din păcate, din fericire, cum se zice. În baza majorității dintre funcțiunile care le aprobăm, numărul de locuri de parcare se stabilește în baza Regulamentului General de Urbanism de Redezare. Regulamentul General e făcut din 99, sau 98, dacă nu mai știu, în fine, de mult. E foarte permisiv. Gândiți-vă la un birou, spre exemplu, te lasă un loc de parcare la 10, între 10 și 30 de angajați. Dar acum, mă ajutați, știți foarte bine,
știți foarte bine că suntem în proces de modificare a acestui regulament. Tocmai am fost acum două săptămâni și toți colegii arhitecți din Comisia de Urbanism au agreat ideea să se lucreze la chestiunea asta și dacă îmi permiteți, eu v-am ascultat. Deci, înțeleg toate argumentele. Deci, noi ne înțelegem aici ca oameni. Am stat împreună în Comisia de Urbanism, timp de o oră, pe tema asta de discuție. Toți domnii arhitecți, începând de la președintele Ordinului Arhitecților și până la ceilalți, au creat ideea ca în viitorul apropiat să venim cu o soluție, eventual cu acea modificare a hotărârii de Consiliul Local prin care se reglementează numărul minim de parcări. Eu atunci am retras proiectul, că am zis, domnule, suntem oameni, discutăm, nu mergem mai departe până nu se găsește o soluție rațională, așa cum s-a întâmplat în toate orașele din jur. Și v-am adus hotărârile de la Brașov, Cluj, Constanța și știți procesul ăsta în care ne aflăm. Acum, de asta am întrebat. Pentru că chiar dacă regulamentul ăla ne permite, noi trebuie să ne gândim pur și simplu la ceea ce facem acum. Știți că problema parcărilor e una gravă în oraș. Și vom merge din inerție sub presiunea acestor oameni care muncă investitori, care nu au decât un singur scop, să câștige ca orice om de afaceri niște bani și într-un final ne vom găsi în situația în care vom constata că nu sunt locuri de parcare, situație care avem în tot orașul. Că de asta sunt numai 3.000 de locuri de parcare pentru 30.000 de mașini. Și atunci să perpetuăm situația asta la... Nu sunt 3.000, sunt 2.500. Mă rog, 2.500, 1.400 marcate sau asta. Deci, eu asta am spus, dacă tot am stat ca oamenii la masa asta și am discutat cum să mergem în următoarele 6 luni de zile să creionăm, mă gândeam că totuși pentru genul ăsta de investiții, unde o să vină clienți, nu? Că nu o să mă gândesc să nu facem așa, vin și la veterinar și la dentist în aceeași curte, 4 locuri de parcare, chiar puțin acum. Dar acum adevărul care are dreptate cu parcările, nu am ce să zic. Da, dar este mai bine. Dar eu dăm. Alt subiect. Dacă mai acum o singură intervenție. Știu foarte bine discuția asta cu domnul arhitect, nu trebuie să ne amintiți. Dar nu știu cumva ce nu ne înțelegem nici cum. Eu zic de regulamentul pe țară, dumneavoastră ziceți de regulamentul local. V-am zis și zilele trecute, ne-am întâlnit în primărie. Avem planuri să reactualizăm PUG-ul, deși nu e nimic concret la momentul ăsta. Când reactualizăm, putem introduce anexe care să stabilim pe funcțiuni locurile de parcare. La momentul ăsta nu avem ce face, luăm regulamentul pe țară. Regul. Haideți să discutăm punctual la punctul ăsta. Nu pot să lege legal. Suntem la punctul 4. Haideți să votăm. Deci e primul proiect. Nu votează pentru. Da. Da? Împotrivă, vă rog. Abține. Eu stai, vom să 1, 2, 3, 4, acolo, 5, 6 abțineri. 6 abțineri. 6 abțineri. Câți am pune? Da, 6. Și nu este mai rămas. 18. Domnul președinte, 5, 6. Ascultați-mă o secundă. Vă rog frumos să vedeți ce facem în continuare, că avem 2 colegi, 3, 4, 14, 4 sau 5 colegi sau 4, la colegi, la țigară, nu știu, continuăm și dința ta. Este cum? Din 14, 6 s-au obținut, sunt 8 pentru. Da, 5. Da, este... Vedeți mai departe? Voturi pentru, au fost 8 voturi pentru, 6 cum continuăm? Să continuăm, 5, vă rog. Apropo, plan urbanistic detaliu, construire locuințe individuale, la doar locuțe de parcele. Da. Pe strada Carpenului, sus la etaj. Situația existentă prezintă o locuință de parcele, anumă, neproducă. O locuință la frontul stradal și prin prezentă documentație se propune o a doua, undeva în spate. Se respectă reglementările urbanistice, la fel, raportul consultării documentului proiectant zice că nu s-a găsit un vecin. Exact asta. Da, discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Da. Împotrivă? Abține? Nu. Nu sunt.
Articolul 6. Aprobă planul urbanistic detaliu, schimb de destinație din abator sanitar în sală de evenimente cu alimentație publică și extindere pe orizontală. Domnul Grifu, eu susțin în totalitate și încercăm să demarăm cât de repede posibil. Un alt dezavantaj al regulamentului general trecut de vremea lui. La fel permite un loc de parcare la 10 locuri la masă. Și 300 de locuri. E vorba de... Dar, dar totodată Consiliul Local poate să nu accepte situația asta, dacă ar fi o gândire comună națională și nu... Dar legislația în vigoare la momentul ăsta este clar. Și în urmă cu... În urmă, cu atâtea luni, chiar peste un an, am tot avut discuții pe tema asta. Ce face? Rămâne abatorul continuare. Cine este pentru? Cine este pentru? Aici, condiții definite și la fel nu s-a găsit un deci. Cine este potrivă? Împotrivă, da. Împotrivă? Nu, eu nu sunt împotrivă, dar mă abțin. Împotrivă nu sunt. Împotrivă, abține, vă rog frumos. Trei abține. O, trei. Da. Articolul 11. Da, vă rog. Articolul 7, aprobă planul urbanistic detaliu cu construirea familia la două parcele. Suntem pe strada Dumbrăviței, undeva în coada de jos. Situația existentă prezintă niște construcții, o casă și o anexă de forma aceasta. Se propune încă o casă, după cum se vede. Se respectă reglementările urbanistice, adică urbanate. Vă rog, faceți, dacă aveți întrebări. Dar nu sunt. Cine este pentru? Împotriva, abține? Nu. Nu sunt. Următorul, vă rog. Articolul 8. Aprobă planul urbanistic în detaliu, extindere, complex comercial, sece, Alba Mall. Realizarea acestei, amenajări exterioare, se construire sens giratorului. Trebuie să menționez, a fost pe ordinea de zi și luna trecută, s-a retras, cum era ceva la vise, intră din nou. Se propune o extindere pe zona de nord și realizarea sensului giratorului, după cum se vede. Și pe partea de față, ceva la terasă minute. Extinderea e o extindere undeva la 2-3.000 de metri pătrat, nu mai știu de exact. 3.000. Da. Se dorește atragerea plantelor mari de magazine, ceea ce eu zic că e un lucru foarte bun. Da. Pe perimetrele vizavite, pe perimetrele. Se anulează parcurile existente, dar se relochează pe partea de nord și chiar este un surplus de undeva la 50-100 de parcare. Un plus față de cele de acolo. Foarte bine. Discuții pe această tematică sunt? Nu sunt. Nu sunt. Cine este pentru? Inclusiv domnul Mătrea. Nu știam când eu comisie. Da. Împotrivă? Și eu știu pe ea. Cine nu? Nouă vă rog. Cer, știu de comisie au fost îndeplinit. Articolul 9. Aprobă planul urbanistic detaliu, pentru sală de educație fizică, școlară, proiectic, școală gimnazială. E pentru școala Abraham Iancu, prin centru. Poți vota, păi nu are atât de existentă. Nu scrie tot nimic materie, e major. Aveam problema un pic, unde e? Aveam să fac parcela toată. Pe Ferdinand, aici e școala Abraham Iancu. Știu. Aia e parcel. E o parcelă goală aici și ceva grădiniță nu scrie. Da, așa, 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 ok, ok. Arată se propune o sport, sală de sport din pentru eu am o propunere. Aici văd 7 locuri de parcare care nu cred că sunt necesare.
ar fi interesant, adică mult mai bine să se mărească un pic suprafața sălii. Din păcate, e o școală făcută de... Vă spun că nu se poate, oamenii fac stații orbitale și noi nu putem face o sală mai mare. Îl luăm înapoi de la cinei și o proiectăm noi și o executăm. Așa e. La 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 10. Articol 10, la fel o documentație de importanță foarte mare a ADCE, aprobă planul urbanistic detaliu, reconversie funcțională, șanță exterior, latura de nord a cetății Alba Carului cu spații publici amenajate de pe drepturile banilor. Aici, cred că vă arăt mai bine un plan. Hotel Cetate, se pleacă, dacă știți cumva, din departarea de la Hotel Cetate, e un șans pe exterior. Așa, și până... Dar unele locuri nu se poate trece prin șanță. Într-adevăr, sunt locuri mai înguste. Eu am încercat, dar... Dar, păi asta e și ideea prețisă. Practic, proiectul vrea reabilitarea, reconversia șanțurilor să le aducem, să le facem ca și celelalte, care deja au fost realizate. Bine. Din păcate, la fel, e un proiect pe fonduri europene, dar nu așa. Și de ce zici, din păcate? Pentru că au o anumită condiție. Putem să facem suprafețe dalate maxim de 10% din suprafața totală. Ceea ce e greșit. Am avut asta pe lucruri cu ce s-a avut în completare informație, legea spațiilor verzi care e vegană, condiția asta pe 10% privată în grup de finanțare, este o dezbatere cu tipul modificare de 10% la 15%. Și atunci șansele de a avea o suprafață mai mare acoperite de pescători, plus toate suprafețele care sunt sub coșurile de bunătoare și verdele și alte componente de mobilier urban, vor putea să intre în acest proces în măsura în care adoptarea propunerii ce în prezent este în dezbatere publică se suprapune cu termenul până la care pot fi depuse cele de finanțare. Bun. Și încă o completare, că ați auzit domnul Mărăvan, nu încurcă modificarea asta, nu are documentația. Pentru că, într-adevăr, sunt prevăzut pe 10% în momentul de față, dar documentația e prevăzută în două etape. În etapa a doua este bine și pistă de biciclete, cu mai multe etape, se încadrează. Bine, da, mulțumim. Cine este pentru? Împotriva? Nu sunt, consiliul cum sunt, vă rog, 11. Articolul 11. Foarte multe planșe. Articolul 11. Aprobă plan urbanistic zonal, construire locuințe individuale și reprezentare acces. Planificare și la turbate, vom la recurs la valoare. Suntem pe strada Gârda, avem un număr de 5 parcele, dacă nu mă înșel. Situația reglementată prin curs la Amintește arăta ceva de genul. Cu o pastură de întoarcere, parcelele din teren, în schimb, aveau o formă puțin diferită. Practic asta face curs, reglementează, modifică un pic zona de întoarcere, a pastilei și păstrează reglementările urbanistice aprobate anterior. Deci, practic, corectează, vine cumva și corectează. Este chiar pe malul lacului, așa? Nu știi, tu lasă, nu știu. Da, mulțumesc. Domnul Pocu merge la pescuită. Cine este doi? Era un lac. Condiții indefinite. Împotrivă? Abțineri? Nu, 12 sau... 12, aprobă planul anisismă. S-au retras. 12, 14. 14. Cele retrase, mai e posibil.
14. Aprobă planul municipal, construire casă de rugăciune. Strada Vasile Alexandrii, o alee de strada Vasile Alexandrii. A fost o documentație deja aprobată, care intră la aprobare, deja se primit condițiile. E vorba de o casă de rugăciune. Da. Respectă reglementul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 5 se retrage, 16. 15 de plas? Da, 15. Spre exemplu, aici lipsește avizul Consiliului Județean. 16. Planul urbanistic zonal, modificarea regimului de urbanistic și interesarea sale compresoare. Suntem la record. Toată lumea promisiți. Da, da. Ideea documentației de față vine cumva și la îndemnul primăriei. Ei, după cum se vede, au 4 sale și 4 CF-uri. De fiecare CF în parte, în trecut, s-au tot aprobat documentații de urbanism. Pe una era tot de 40%, pe una 30%, pe una 55%, tot așa. Oamenii veneau, spre exemplu, de ce a ajuns la documentația asta, vreau să extind, să fac o extindere de 10-20 de metri pătrați și nu mai putea să liberă certificat de urbanism, în dar și tot la reglementările. Documentația vine și reglementează unitar toate parcelele, cum pot de 80% dacă nu mă înșel. Și ea că e bună treaba. Aici trebuie să menționez faptul că lipsesc notificările și declarațiile de, doar pe partea de sud, e Skoda, aveau circuit pe la București, nu știu. S-a primit ceva acces telefonic, dar... Da. Oricum suntem doar în față de... Nu votăm, mă. Da. Da. Cine este? Mulțumesc, domnul președinte. Cine este și pentru? Împotrivă, abține. Da, s-a schimbat. 18, 17, da. Aprobă planul urbanistic zonal, reglementare zonă de A, de construire, dotare și operaționalizare, complex multifuncțional, bla bla bla, un fel de cuzeu a copiilor, un fel de after school. Da, mulțumim. Suntem în stadionul, intrarea secundară, dacă nu mă știu, cu parcare, se va direct un plan. Se vede și o randare mică, un fel de, cum ziceam, un after school. Știi, ce trebuie la bol, care trebuie să duc și învață diferite tot fel de ateliere. Aici de menționat că a fost foarte mare discuția cu locurile de parcare. Pe lângă cele existente, se suplimentează undeva la 10-20 de locuri de parcare. Plus, pe partea din față, sunt 4 locuri care se propun a fi în regim 1 minut. Parchez, lași copilul, pleci. Deci asta ar fi ideea. În mod normal, funcțiunea nu ar necesita ca bază locuri multe de parcare. Pentru că copiii își duc doar, părinții își duc doar copiii, lasă. Asupra grădiniță, la școală, nu prea e carne și... Vreau să fac unele comentarii vizate de proiectul ăsta. Încă o dată am o convinge. Întâmplarea au făcut ca să susțin chestiunea cu parcările. Am participat și eu la ședința de urbanism, a comisiei de urbanism. Am sentimentul că pe povestea asta, domne, e vorba de fonduri europene, nici nu mai contează să mai respectăm o regulă urbanistică și nu mai contează nici logica. Dacă sunt fonduri europene, de parcă n-ar fi în Europa și Europa pe o altă, ne dă așa de undeva banii, nu contribuim și noi. Discuțiile au fost atât de serioase, încât aproape toți puneau niște întrebări la care nu se regăseau răspunsuri referitor la locuri de parcare. Iar chestia cu parcarea cu minutul, aproape că o stănit hohote de râs, în sensul în care te gândești cum face. Vii și își aruncă copilul din mașină și pleacă mai departe. Așa a spus cineva. Copilul domne, deci eu așa ceva n-am mai auzit, parcare de un minut, sincer. Și asta au confirmat și domnii arhitecți care aveau întrebări vis-a-vis de asta. Dar singurul argument care l-am auzit acolo, domne, sunt fonduri europene. Nu mai contează că zona respectivă, ca să vă clarific un pic, ca să știți unde e, și cea studiată, dacă dați o planșă înapoi, că asta e foarte interesant, zona studiată, marcată între terenul 2 de fotbal și terenul 1, unde momentan sunt depozitate acolo de nu știu de zile, niște containere, că nici nu mai înțelegi. Cert este
că la momentul ăsta, în zona respectivă, nu mai există parcări. Deci acum nu mai am unde să parchez. Nu văd cum o să funcționeze o clădire publică până la urmă, mai ales fiind vorba de copii, o să vină ca și la școală, mulți părinți să ia, să-i ducă. Și dumneavoastră argumentați că, de fapt, nu trebuie locul de parcare. Eu nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Toată lumea a fost de acord și acolo și aici, cei care cunosc, că investiția asta e una generoasă și că merită făcută. Dar asta demonstrează că lucrurile se fac în altă parte și doar Consiliul Local e folosit așa ca să certifice. Proiectul deja e făcut la asta, nu? Am înțeles că e un termen foarte scurt. Trebuie neapărat să votăm, că altfel să pierd, doamne, banii europeni. Eu cred că să pierd banii pentru proiectare, să pierd banii pentru firma de consultanță, probabil, care accesează, cu care lucrăm pentru accesarea la proiectul ăsta. Eu așa am sentimentul că, de multe ori, asta devine mult mai important. Și pe repede înainte, vreau să termin. Deci, pe repede înainte, iar nu se ține cont de spiritul în care am gândit lucrurile. Am înțeles că de la toți colegii că se poate găsi o altă locație, ar fi mult mai generoasă, dar am impresia că cineva urmărește efectiv să distrugă locația asta cu terenul de fotbal. În condițiile în care știți cu toții, păi cum să nu domnim? Păi pe masă aia urâtă. Și parcările unde le face? Peste aia ăsta care și așa acum parchează în curtea stadionului, oameni buni. Mergeți și vedeți ziua, cei de la OCP de voință să parcheze în curtea stadionului, în parcarea stadionului, că nu mai au oameni unde parca. Și tu vii și îmi spui că de fapt noi mai creăm în clădire publică acolo, că ce contează? Trebuie să înțelegem că până la urmă... Am înțeles, domnul Pipu. Domnul Modovan, vă rog. Nu știu cine a făcut afirmațiile referitoare la hai să ne grăbim că pierdem fondurile europene. Sincer, sunt unul dintre cei care scriu proiecte cu fonduri europene în primăria asta, e și colega mea aici. Lucrăm de atâția ani de zile, nu putea zice o firmă de consultanță la scrierea de proiecte pentru primăria municipiului Astea. Este prima asistentă care aș dori să o clarific. A doua, graba, termenul de depunere a cererii de finanțare este 31 decembrie. Pentru realizarea acestei documentații de urbanism, care din ce vedem acolo are un număr propus de locuri de parcare care să deservească funcțiunea muzeului copilului și care proiectanța posterioară sunt optime pentru regimul de funcționare al acesteia, trebuie să cunosc faptul că este un contract de prestări de servicii ce a presupus pe de o parte realizarea documentației de urbanism ce este astăzi în fața noastră și care a trecut și prin timpul Comisiei de Urbanism, a Consiliul Local și a fost avizată favorabil. A doua etapă a acestui contract, aceea de proiectare, este realizarea documentației tehnico-economice la faza de studiu de parte. Pentru care ilustratorii tehnico-economici urmează să li se aducă în fața Consiliului Local, probabil în ședința din luna iunie sau pe parcursul lunii decembrie. Din punct de vedere al timpului pentru a pregăti și depune cererea de finanțare, în raport cu termenul minte, care este dată 31 decembrie, după cum spuneam, este că nu o să ne dorim să lucrăm de pe anul nou. Dar cu siguranță între Crăciun și anul nou, dacă este cazul să depunem, suntem aici și vom depune cererea de finanțare, dar astăzi spun că nu este nicio presiune pe noi pentru a pregăti această chestiune. A însușit astăzi această documentație, care pe urmă contractual înseamnă un ordin de încetere al realizării documentației tehnico-economice, ce se poate finaliza pe parcursul a 30-40 de zile de acum înainte și după aceea timpul necesar nou pentru a stea cererea de finanțare, cred că suntem într-un optim pentru a pregăti decent și depune proiect. Deci, din punctul ăsta de vedere, cine a invocat o eventuală presiune, sincer, aș vrea să clarific această chestiune. Există, nu o presiune, cât mai degrabă un mod normal de a lucra, pe care îl cunoaștem de atâția ani de zile, și noi, cei care suntem în primărie, și cei care lucrează din firmele de proiectare cu noi sau cele de întocmirea documentațiilor de urbanism. Deci nu credem, nu îl depunem la noapte, pentru acest fel nu discutăm de așa ceva. Și de asta nu cred că trebuie să insistăm pe faptul că ar fi un motiv pierderea fondurilor. Cred că și pe tine te-ar durea să pierdem vreo 2 milioane de euro.
Și mai ales că ai apreciat generozitatea ideea acestui proiect, da? Sunt nu-i bună locația, înțelegi? A, ar trebui să-i bună locația. Nu-i bună locația, deoarece chestia asta s-a discutat și în Comisia de Urbanism. Toată lumea a acceptat patul. Acum văd că... O să clarifici acest lucru. Deci te rog să înțelegi de fapt care vii. Și nu mai dați. Eu ceea ce aia să te rog să înțelegi. Consiliul local. Înainte de a să alege o locație, că după ce ai ales locația și te încadrezi în parametrii urbanistici, nu mai poți să o fie, să recunoaște să schimbi. Acum e clar că să mergem din inerție, pierdem 2 milioane, nu, no, asta e. N-ar fi normal să se facă o informare totuși înainte. Nu, uite ce ne-am gândit. Vrem să facem în locul ăla lucrul ăsta, pe terenul primăriei. Se ia deja decizia, se face un proiect, bineînțeles că cunosc toate tertipurile și că deja noi, fără să știm, am ajuns în situația asta. Acum nu mai e nimic de făcut, e clar, dar pe viitor nu se poate găsi o soluție ca să alegeți o locație și să participăm și noi la treaba asta, nu? Dincolo de momentul de consultare publică în care s-a regăsit această documentație de urbanism pentru mai bine de 30 de zile, aș vrea să îți spun că locația s-a ales în proximitatea comunității defavorizate Lumea Nouă. Apelul de proiecte unde noi urmează să depunem cele de proiectare este un apel de proiecte ce vizează dezvoltarea de funcțiuni inclusiv de acest tip, ce se află în proximitatea unor comunități marginalizate și în același timp cuprinse într-un areal de influență ce nu este foarte îndepărtat de centru acele comunități marginalizate. Uitându-ne pe o rază de câțiva kilometri de jur împrejur, am găsit ca disponibilitate de teren, ca suprafață, această zonă, pentru că în zona respectivă nu mai avem teren. Și am considerat că este potrivită să fie o localizare acolo. Evident, după consultări, nu doar interne la nivelul primăriei, ci și în relația cu reprezentanți din Comisia de Urbanism. Deci motivația alegerii acestui loc este influențată de condițiile de eligibilitate ale programului de finanțare și de asta suntem. Dar, oricum, solicitarea ta este înapoi. Dar, în esență, ca să înțelegi... Am venit acum un an la domnul Pleșa cu niște cetățeni. Dânsul poate să confirme că în proximitatea, cu adevărat în proximitatea zonei despre care vorbiți, adică lângă căminul de studenți, există o locație în care niște persoane fizice dețin o proprietate de, nu știu cât, 3-4 mii de metri pătrați și au și o mare problemă. Acolo s-au stabilit, ilegal evident, niște oameni din tot felul de clădiri amenajate, din dulap, din nu știu. Ne-am deplasat cu poliția locală la fața locului încercând să rezolvăm problema. Au venit și au spus, doamne, suntem dispuși să vindem terenul respectiv și la un preț modic, numai să putem rezolva, că noi nu mai putem face nimic, toate demersurile noastre duc nicăieri. Adică sunt și soluții de astea care ar fi avute în vedere, pentru că eu încă o dată vă spun, eu luați în considerare următorul aspect. Alba Iulia, din punct de vedere geografic, s-a discutat și chestiunea asta în ședință. Nu mai are posibilitatea în altă parte să facem un stadion. Deci chiar și pe nu poți să-l faci. Poți să-l rămâne doar arena cu siguranță sunt foarte importante aceste aspecte. Aveți disponibilitatea, cred că domnul City Manager are disponibilitatea de a discuta cu noastră și puteți discuta aceste lucruri. Mai poate fi mutată locația asta? Dar în timpul ăsta nu. Pe care ne avem acum. Nu mai putem în timpul ăsta. Deci suntem... Nu impactează asupra desfășurării în condiții optime activităților sportive de la baza sportivă de acolo. La care am ajuns, dar nu mi-am pus să-l apunem. Încă foarte scurt privind locația. Știu că sunt multe păreri împărțite. Părerea mea și-au părerea personală. Unde să găsim o locație mai bună decât într-un cartier de locuințe, și mai ales că avem 4 clădiri de locuințe pentru persoane defavorizate, mai ales că proiectul se axează pe copii din familie. Sociale. Proiectul ăsta se axează să atragă copii din familie defavorizate, să învețe o meserie, să facă ceva. Am copiii aia merg pe joc, din cartier. Sunt 10, dacă nu știu de blocuri în zona aia.
unde putem găsi o locație mai bună decât în localizare. Exact unde v-am spus, acolo unde i-am spus și domnului Cleșa, există... Mulțumesc! Haideți, să depășim momentul. Deci am discutat. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? O abținere. 18. Aprobă documentația amplasare două busturi în parc unir în zona centrală. La solicitarea Consiliului Județean, dorim amplasarea pe zona aceasta, în apropierea monumentului, este o mică piațetă, a două busturi. Pare că puțin drum ca să se vadă mai bine. Busturile o să fie în concordanță cu cele deja aprobate sub arcade, dar fiind vorba de două personalități care, pe lângă faptul că sunt două personalități foarte importante, e vorba de fostul președinte american, Woodrow Wilson, și încă un geograf care a trasat granițe pe România, încerc scund în șapă numele și nu l-am matat. Woodrow Wilson? Woodrow Wilson e președinte american, și un francez, da, îmi scapă, încerc să îmi scapă numele. Un geograf. Geograf, da. Uite, se face în bus, nu știu să un geograf. Și mai ales fiind și în altă temă, din partea de spune la învățare de români, de importanță totală la final. Da, mulțumesc. Busurile face Consiliul Județean, da? În principiu, da. Și e de da, mulțumim. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Una, două, trei, cu toate. Articolul 19, vă rog. Aprobă documentația amplasare capsulă timp, capsulă timpului România 2018 în șansa cetății Alba Carolina. Suntem jos în șans, în fața catedralei ortodoxe, am niște poveri care pe mai bine vă rămâresc. Pe zona aceasta. La idee, codul de trecere auto, codul pierdut. Da. Și vreau să vă spun. Vreau să specific doar. Da, dat fiind faptul că se apropie 1 decembrie și se dorește inaugurarea acestei, având o semnificație aparte, și înregistrarea târzierea a cererii, nu s-a reușit introducerea comisiei de urbanism, s-a înregistrat după și nu avem aviz. Dar, cum a scris și în raport, e un avizul comisiei, e un aviz consultativ. Da, câteodată da, ca să obligați urmă. Cu toate scuzele față de colegi, da. Nu vreau să credeți că chiar nu am ce face numai să vorbesc aici, dar vis-a-vis de tema asta, trebuie să-mi spun un punct de vedere ca să vedeți și dumneavoastră cum așa. Vă rog, la ce informații avem și la ce informații nu avem acces. Eu am fost sunat de un arhitect înainte de ședința asta, când habar n-aveam, vă spun sincer, nu spuneam nimica de proiectul ăsta. De asta discutăm. De proiectul ăsta. Da, vă rog. Nu aveam de unde să am informațiile astea, că chiar nu le cunosc. Mi s-a spus în felul următor că, de fapt, pe socrul acestui monument și, de fapt, acest monument este dedicat unei fetițe care, din păcate, a decedat în urmă cu câteva luni de zile. Toți regretăm acest incident. Fetița respectivă este fiica unui domn, așa zis, Burduja, care coordonează mare parte din protestele diasporei și cu implicații politice de proporții la nivel național. Eu am o singură întrebare. Dincolo de n-am nicio treabă să protestăm, să facem, ce legătură are, că am înțeles cu busturile alea, deși eu am votat și nu, ce legătură are chestiunea asta, această, Dumnezeu să o ierte, fetiță și personalitate care m-au spus, cu cetatea și cu Alba Iulia. Și dacă mi se răspunde la treaba asta... Domnul Dorașcu. Deci, acum, că n-aveați de unde să știți, vă spun că scrie aici. Scrie. Aveți In memoriam Joan Ioana Maria. Scrie, că și eu am întrebat. Exact. Dar scrie, nu trebuia să vă spun nimic. Ok. Una la mână, doi la mână. Eu altă întrebare. Aici descrie exact cum arată. Și scrie că este noi românii de pretutind, ne reuniți la Alba Iulia, capitala suflet, așa, punem pe cete. Dar nu scrie niciunde ce se bagă în capsulare.
Deci nu scrie, scrie capsula timpului, se deschide în 1 decembrie 2018, dar ce îmi iau și când o deschis ce e, nu scrie niciun, ce o să îmi pierd? Asta e. Că scrie că, mă rog, și scrie și în memoria lui Joan, Ioana este omul care probabil dă banii pentru jucăria asta, acum acolo, că-i deoparte scrie undeva joc. Și pe cartea aia mare scrie chestia, dar nu scrie ce se bagă nu. Sunt un mesaj pentru generația 2018. Păi și ce? Spus presa, mă. Contractul nu se te deu. O să fie o comisie. Deci, aveți, știți ce va intra în această capsulă? Îmi pare rău, informația asta nu am, dar vă nu este. Primul prefect al județului Alba, care muta capitala de la Iud la Alba Iulia în 1926, v-am mai spus, nu are nici măcar numele unei străzi în orașul ăsta. De acord. Și noi punem bustul, eu nu știu, și care a murit împreună cu Iuliu Maniu la Sighet în pușcărie pentru că și-a iubit țara asta. Dar nu numai el, nu are nici altă și noi, noi așa că să ne ducă, nu avem nicio... O să reglementăm și lucrurile. Pe cuvântul meu, nu mai pune nimic, orașul ăsta nu mai e românesc. Da, mulțumesc. Cine este? Cine este pentru intervine, mă rog. Spune tot ce ai de spus. Ideea asta, dorința asta de ampasare vine de la Liga Studenților Români din Străinătate. Din acelui cărui concurență, probabil o fi și tatăl fetiței. Nu e în memoria, strict în memoria, gata de asta pune capsula. Pe o mică plăcuță și scrie în raportul de specialitate, undeva după un text foarte lung, scrie mic în memoria fetiței. Care mi se pare o... Fetița ta a împotezată de Adrian Vigan. Deci cine este pentru? Da, pentru proiectul. Împotrivă? Abține? Toată lumea. Da, corect. Faptul că scrie pe ea, nu mi se pare nimic deosebit. Am văzut pe Mirac în parc, băncile. Băncile pe care stăteai scria, în memoria, nu știu da, care da, veteran, o plăcuță mică. Da, deci, în practic, familia le donează, toate erau la fel, nu era fiecare cu placa lui, cu băncuța lui, toate erau la fel, probabil dăteau bani și asta e. Da, nu era. Celelalte articole. Da, articolul 40 stilește perioada de valabilitate pentru 3 ani, punct al documentațiilor absolut. Și articolul 21, pentru documentațiile de urbanism a răspuns, perioada de valabilitate până la aprobarea unei alte documentații de urbanism pe terenul reglementat. Votăm proiectul în integralitate, proiectul 19. Cine este pentru? Da, mulțumesc. 20. În sfârșit, după 3 ore, la 20. Solicitarea adresată Consiliului Județean Alba pentru inițierea unui proiect de hotărâre de guvern. Prezintă domnul. Consiliul Județean, solicitarea către Consiliul Județean pentru alocarea unei sume de bani. Îmi cer scuze, colegul Robert Roman n-a putut să fie astăzi prezent, mi-a dat un SMS, că de asta îmi cer scuze că m-am luat la domnul secretar materialul, nu l-aveam aici. Proiectul numărul 20, da, este o sumă din fondul de rezervă bugetară de la dispoziția Guvernului și știți foarte bine de ce, pentru suplimentarea sumelor de care avem nevoie pentru finalizarea lucrărilor la parc, pentru banii pentru exproprierea pasajului și toate cele legate de lucrări. Deci sumele vor avea ca destinație și aici finanțarea lucrurilor de investiții din municipiul Alba Iulia, aflate în programul Centenar. Finanțare inclusiv de acțiuni culturale, evenimente, spectacole, da? Sunt anexele. Se cer, da, să cere suma de 4 milioane, nu vă distrug mai mult. Îmi cer scuze. 4 milioane, nu tot. Da. Nu. Ce contează? Din câte știu, deci sper să nu greșesc, că aproape 5 milioane de lei.
4.430.000. Nu, 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 nu. Bun, deci ăștia din bani de la PSD, noi ați... Tăia. La PSD, normal. Nu, nu, nu. Era programul Nicolae. Da, e un leu, știi? Deci fondul de rezervă bugetar a fost la dispoziția guvernului, guvernul fiind PSD ALDE, dacă îți doreați să vă dărească banii lor, banii de la guvern. La PNL. O întrebare. Da. Contractul de realizare a parcului este durabil și se va termina în timp. Da. 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 Mai ales dacă dă restul de bani. Vă referiți strict la lucrurile de la PAC? Lucrurile de la PAC. Categoric, da. Deja categoric, da. Aplicat, da. Trebuie o trebuie de Consiliul Local, pentru că nu putem cere sume fără o aprobare a Consiliului Local. Deci trebuie, deci trebuie. Nu trebuie aspectul de solicitare, cred că Consiliul. Da. A trecut în Comisia de Buget, parcă a fost, da. Și domnul Sandu. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, sunt 21. 21, organizarea evenimentului Festival de România. Da. Tot eu, dacă îmi permiteți, o să-l prezint. Sunt niște reglementări pentru că anul acesta știți foarte bine că ne așteptăm să fie o afluență foarte mare de oameni la Alba Iulia. Noi zicem că vor fi peste 150.000 de oameni și vor fi, dacă adunăm numai locurile de cazare, numai cei anunțați că o să vină, știu eu, din diaspora, din Republica Moldova și alții, vor fi probabil peste 200.000. Nu cred că vreodată, acest oraș a avut atâția oameni pe metru pătrat cât vor fi la 1 decembrie. Deci, vedeți foarte bine, este de 2-3 ori populația orașului. Pentru asta ne trebuie, ne vor trebui sigur. Nu o să fac aici, o discuție este amplă. Dar trebuie niște măsuri speciale, inclusiv în organizarea evenimentului Festival de România față de ceilalți ani. În concluzie, există o reglementare și v-aș ruga să vă uitați la subcapitolul L. Da? Tarifarea activităților comerciale se va face strict pentru punctele de preparare și comercializare astfel. Și vedeți că se schimbă tarifele pe metru pătrat, pentru locații. Suprafață ocupată între 9 și 50 de metri pătrați, 300.000 de lei metru pătrat pe zi. Suprafață ocupată între 50 și 200 de metri pătrați. 300 de lei, mă scuzați. 250 de lei pe metru pătrat pe zi. Produse artizanale 150 de lei, peste 200 de metri pătrați 200 de lei. Le aveți scrise, da? Cred că le aveți toți. Aici cred că ar fi o discuție în ce privesc tarifele. Sigur, eu am avut o poziție în comisie în care am zis că trebuie să fim foarte atenți. Sigur că ne dorim un comerț eficient și un comerț de calitate prin aceste tarife, încurajând cei care pot să facă un astfel de comerț. În schimb, am atras atenția și m-aș bucura mult să luăm astăzi o hotărâre înțeleaptă, nici să nu ne trezim în situația cealaltă în care să fie insuficiente punctele de alimentare, punctele de desfacere de produse alimentare, să se formeze coz, ambuteiaj, având în vedere că sunt foarte, foarte mulți oameni. Și știm foarte bine că masa populară are undeva, domnul Vince, parcă 4-6.000 de porții, dacă nu. O să vedem cu sponsorii, da. Pe 35-45.000. De aceea vreau să luăm o hotărâre înțeleaptă, să ne gândim bine ce. Dumneavoastră, domnul Vince, dumneavoastră, credeți că o să fie solicitanți la prețurile astea? O să fie, sunt deja solicitanți, dar, cum să, numai, știți foarte bine, îi vom așeza, cu asta am și terminat. Nu vor mai fi nici pe pietonala Mihai Viteazul, deci vom muta și acele trăsuri licitate de epocă, care vor fi în latura de vest și se vor întinde pe latura de nord, pe latura de sud, în piața Toboșaru și celelalte piețe. Tocmai ca să deflăm puțin de pe platou romanilor oamenii după ce se termină evenimentele importante. Sigur că ar fi de dorit să nu fie ambuteiaje, să nu fie înghețială, pentru că sunt oameni care călătoresc toată noaptea, vin pentru eveniment și pleacă înapoi. Sigur că ei trebuie să bea un suc, să bea un vin fier, să mănânce. Cam asta ar fi ideea și, sigur, de aici discuțiile. Vă rog, domnul Sandu, că de altă parte în comisia mai discută și următoare chestie, fără ca noi să luăm vreo hotărâre, ci am zis să supunem în Consiliul Local. Prețul de 300 sau cât era la maximal? 300 de lei. Era numai efectiv pentru
locul în care se vinde, adică cineva care are un punct de desfacere pe 2 metri pătrați plătește 300 de lei și dacă pune 10 mese pe ăla nu plătea nimic. Adică nu e 300, nu reflectă așa o... A închiriat 100 de metri pătrați și plătește 300 de euro. E punctul de desfacere. Și atunci noi ne-am gândit că poate pe undeva ar fi logic să plătească ceva și pe spațiul pe care îl are și pe care... Bine, nu aceeași sumă. În fiecare an au plătit agenției Consiliului 6 lei. La prețurile care le-ați hotărât dumneavoastră pentru, cum se spune, bucătărea internă, iar unde stau, unde stau oamenii, stă populația să se servească, a fost prețul de 6 lei. 6 lei pe metru pătrat. Greșesc, colegi? Nu, așa e. Deci au plătit în fiecare an. Aș vrea să vă solicit o modificare, dacă părintea domnul președinte, punctul H, litera A, relocarea celor care au contracte în cetate. V-aș ruga să fiți de acord ca noi, comitetul de organizare, să nu avem strict doar latura de vest. Să discutăm cu dânsii și să găsim o relocare de pe Mihai Viteazul clar, dar nu neapărat să spunem vor fi puși în latura de vest. Pentru că trebuie să recunoaștem, avem contracte cu vreo 9 sau 12 cât sunt acolo și cu obiecte de artizanat și cu alimentație publică și trebuie să relocăm. Ne gândim că avem aici un spectacol de muzică populară în data de 1 și un spectacol de muzică ușoară în data de 2. Deci pe platou, în piața cetății, vor fi probabil 30-40 de mii de oameni în cele două zile, în 1 și 2. Nu avem cum să nu fim de acord și știm cu toții și de anii trecuți când aveam 40-50-60 de mii de oameni la 1 decembrie, că presiunea maximă a fost tot timpul pe 1 decembrie, Bulevardul Transilvaniei, 1 decembrie, Parcul Unirii, plasamentul din fața catedralei și piața cetății. Șanțurile vom încerca, cum v-a spus și colegii mei, să le folosim foarte mult la potențialul maxim în acest an, încât agenții economici să fie pe latura de sud, pe latura de nord, să fie mai multe piațete ocupate, astfel încât și oamenii care sunt să vină în zona respectivă. Deci modificarea nu e doar latura de eveniment? Latura de vest să nu fie strictă pentru relocare. Sau alt amplasament să completeze, sau alt amplasament care îl vom conveni în comitetul de organizare cu respectivii care au contract. În proiectul actual zice că latura de vest se vor replasa toate strict, strict. Strict latura de vest. Mihai Viteazul strict latura de vest. Să nu fie strict, să fie, ci să fie... Că se reamplasează pe alte poziții. Exact. Să nu mai implice... De la... nord, sud, vest, deci știi să discute. Unde se poate și urma discuției cu oamenii. Dar să nu mai fie toate trăsurile de epocă și părinte mobile și să la latura de sud și la... Se vor reloca. Să scrie la fel. Se vor reloca. Bun. Da, da, am o întrebare referitor la articolul 1, litera M. Da. Al treilea sau al patrulea subaliniat. Poate nu înțeleg eu aici ceva. Mi se pare exagerat prețul. Instalații de jocuri și jucării, mă rog, carusel, preuleț, carturi electrice, 200 de lei metru pătrat pe zi. Adică sunt anumite obiective din astea care au mai mult de 100 de metri pătrați ca să poată funcționa. Ori 200 de lei mi se pare o sumă cam mare. Să vină. Propuneți. Adică, hai să propuneți. Aici e problema. Mi se pare... Nu știu la ce să mă raportez, că n-am experiența în astfel de evenimente. Păi, vă spun, dacă vă duceți aminte, fiecare an am avut un singur loc de joacă, să-i spunem așa, la modul general, pentru mașinuțe, perulețe și ceva care l-am plasat în latura de sud. În alveolul aceea mare, unde făceam mai de mult... la preț? Nu, nu, acolo aveam în fiecare, deci nu o să fie... Asta a costat 20.000 de lei pe zi la o locație de 100 de metri, știți? Pe 200 de lei metru pătrat. De asta spuneam că m-ați întrebat că nu știți ce înseamnă în cadrul sărbărilor. Asta înseamnă că am un loc, nu putem pune mai multe, că nu avem unde. Deci un loc de genul ăsta, propuneți alte sume, dacă doriți. Se ocupă cam de 3 ori suma care este, suma care. Și atunci, eu și aia urmate s-au putut să denunț. Și asta va fi 60.000 pe zi. Cred că ar trebui făcute niște... 200 ori 100.
nu știu cum să zic, ori detaliat un pic pentru anumite obiective din astea, știți? Hai că unul care ocupă 2 metri pătrați, zici că dă 1000 de lei pe zi și la prețul ăsta ia să vă... Nu dă, că cel mai mare preț e 300, la 2 metri, la 2 metri pătrați ia dă 600. Așa, da. Dar unul care are 100, îi iasă 20.000 de lei pe zi. Și ăla e obligat să aibă 100, că ăla nu poate să spună la pizată. Ăla nu poate să spună la pizată. Ar trebui atunci, pentru suprafețele mai mari, să găsim o altă cifră acolo. Haideți să, eu zic să facem rugăciune asta. Să nu pierdem timpul. Deci, cam care e suprafața la unde asta? Da, 300 de metri. Cam 300-400 de metri ocupă toată zona. Toată piațeta aia din latura de sud se ocupă. Dar nu, cât ia unul din ăia? Care e dimensiunea la centurii? Păi cam 300 de metri. Cam 300 de metri. Cam ăla e o suprafață ocupată care e. Mașină. Când vreau 130. Deci vine chiria 5. Așa se poate desfășura. Nu mă rog, și vine unul singur. Vin mai mulți. Vin mai mulți. Păi nu numai ăla cu mașinuță, numai mașinuțele alea sunt mai mari decât sala asta. Da. Sala asta are mai mult de 100 de metri, are 200. Probabil că să punem peste prețul maxim, nu mai mult de... Hai să punem 10 lei pe metru pătrat pentru... Nu, să zic că nu mai mult de 5.000 de lei. Exact, cu ceea care depășesc suprafața, plătesc 5.000 de lei. Dar eu m-am zis la suprafețe mai mari de 10 metri să fie 2.000 de lei. Noi și vrem să vină cineva, nu vrem să-i punem un preț. Am eu o propunere, dacă... Deci până acum cu cât era? Cu cât 10 lei pe metru pătrat pe zi. Asta a fost prețul. Când nu sunt evenimente, am mers și cu 6 lei pe metru, pentru ocuparea domeniului public. Hai să luăm 12, nu? E dublu decât 6. Funcționează la activitățile de comerț. Prețul ăsta mare funcționează la activitățile de comerț. Da. Am văzut că da, am restrâns... Da, și la suprafață relativ mici. Exact. Dar la astea cu suprafețe mari avem o problemă. Deci aș propune așa, dacă... Atenție, deci 1, suprafața ocupată de 9,50, aș reduce cu 50 de lei 250, suprafața între 50 și 200, 200, deci fiecare reduce cu 50, peste 200 de metri pătrați, 150. Produse artizanale, 100. Iar la instalații de jucării și jocuri și jucării, m-aș duce cu 10% din prețul propus, 20 de lei pe metru pătrat pe zi, având în vedere suprafețele. Restul la marketing, aici... Eu cred că se poate plăti suma asta, că cine vrea să-și facă reclamă... Și cam mult, 10 lei. 20 de lei. 20 de lei. 300 de lei și 6.000 de lei pe zi. Mi se pare totuși... Câți copii trebuie să vină să dea antrenulețul ăla ca să facă la 60.000 de lei? 6.000 de lei. Să fiți convinși că toată lumea va vinde și produse și servicii în full. Deci va fi, la peste 150.000 de oameni, vă dați seama că o să fie cost. Deci nu mai prea complex acum, foarte serios. Să fie amânată și puteți să vă luăm o ședință. E periculos. Amânată pentru când, domnul consilier, că va trebui să vedem. Deja noi tot avem cereri, pur cereri. Ce le spunem? Ce le spune? Dar acum, nu mă spun, eu înțeleg, dar e 1 decembrie centenar 100 de ani. Acum nu vă spălați pe mine, asta discutam acum. Ăia vin cu niște, cu boxul și cu nu mai știu ce și cu trei mașinuțe. Nu știu dacă ea stia cea mai vitală treabă în cetate, adică să, le, să, să schimbăm totul numai pentru ei ca să fie bine, nu știu. Poate greșesc, poate discuta. Părerea mea, dar... Nu știu să-l luăm, dar tot domnul Corșovieș, dacă știu că sunt sute, dar nu poți să reglui. Dacă permiteți, domnul președinte, vreau să vă spun de ce în executiv am analizat atent tot ce s-a întâmplat anii trecut și ce avem anul ăsta. Din cauza presiunii foarte mari de solicitări agenților economici cu privire la toate domeniile, nu numai un domeniu. Ați văzut că avem într-un articol și modul în care să... îi alegem, să-i triem, să spunem în sensul acesta.
Adică nu trebuie să facem din toată sărbătoarea celor un bâlci sau un bazar. Și atunci ați avut acolo la un punct, cred că nu mai știu, o comisie formată din cei doi viceprimari sau domnul primar, domeniul public, poliția locală, colegii de la evenimente, în care să putem să discutăm fiecare agent economic cu ce vine, ce desface ca și obiecte acolo, ce vinde, la ce suprafețe și despre ce e vorba. Și atunci, de asta am mers cu aceste prețuri. Posibil că unii care vor să vină să vândă chiciuri sau să desfășoare nu știu ce activitate acolo, ei vor descuraja aceste prețuri. Dar la fel suntem convinși din anii anteriori, unde aveam prețuri totuși mari de 100 de lei pe metru pătrat, 200 de lei pe metru pătrat, și atunci aveam presiune că lumea vrea să vină. Da. Nu neapărat agenții economici din Alba Iulia, ci din toată România. Deci fiți liniștiți că o să avem agenții economici care vor veni, presiunea este dublă, triplă, quadruplă față de ce suprafețe avem. Eu vă propun să rămână prețurile care le-am venit noi din executiv. Dar dumneavoastră hotărâți, dacă veniți cu prețuri, vom proceda la ce hotărâți dumneavoastră. Și pe partea asta cu joc pentru copii, pentru carusel și alții. Domnul Gavi Pleșa, știți că acolo mai avem de la o asociație a veteranilor de război, da, care este un proiect cu Ministerul Culturii aprobat și executat deja. Clopotul. Ca în latura de sud să punem acest clopot imens de vreo 22 de metri. Un fel de mausoleu. Vizita interior exterior este o expoziție itinerantă care merge după aceea pe 6-7 locații din România și la Chișinău, da, care este o presiune foarte mare să o punem acolo, de perioada 1 decembrie. Da. Din 25 da, și atunci știți bine că le încălecăm unele cu altele. Bun. Și haide să o tărâm. Spațiile cu celelalte, nu efectiv de servire. Rămâne 6 lei? Da, spațiile de servire. Pentru cetățenii care stau aia altceva. Mi se pare prea puțin raportat la celelalte. Domnule președinte, îmi permite și mie un scurt cuvânt. Vă rog. Referitor la ceea ce ați văzut, am alergat de la televizor. Că mi se părea improbabil că o să mă mai prind votând. Ce vreau să vă spun este un singur lucru. Cred că nici noi, cei care am lucrat cât de cât la regulamentul ăsta, cred că nici noastră, nu urmărim prin acest regulament proeminența unui talcioc și nici emulația unor locuri în care să se vândă orice ce. Țineți cont că vor ieși în media niște imagini care vor fi definitorii pentru cei 100 de ani. Dacă la 100 de ani vreți să vedeți 100 de mii de corturi, faceți cu 2 lei pe metru pătrat. Nu știu că am fugit. Cât ai fost să plecați? Deci mi se pare că adaptarea asta la prețuri nu este prohibitivă deliberat pentru a nu îi permite una sau altă să facă comerț într-o singură zi. O să se pe la Bavaia să facă comerț în restul zilelor. Dacă tot ați fugit și l-ați pierdut, eu am făcut o lege, o producătă de la un prezare. Pe câștigat, acolo. Vis-a-vis de un articol. La articolul 1, literalul. Instalații de jocuri și jucării, caruseturi, bomburi, drenuleți, carturi electrice, nu-i vorba despre comerțul ăla care vorbiți, ci vorba de niște obiective care deservesc copiii. Și am întrebat, la prețul ăsta de 200 de lei pe metru pătrat, cum o să facem cu aceste obiective care unele au peste 300 de metri pătrați. Adică 300 de metri pătrați înmulțit cu 200 de lei, asta vreo 60.000 de lei chiria pe zi. Asta înseamnă că, practic, nu cred că cineva mai vine cu 60.000 de lei. Da, stimată, domn consilier, dar din care perspectiva matematicii privești? A comerciantului sau a celui care... Eu aș privi și din perspectiva părintelui care mai cu copii, vă spun sincer. Să dea Dumnezeu la minus 20 de grade să se lipească de scaune sau la 2 sau 3. Dar mi se pare esențial în discursul ăsta și în dezbaterea asta, bun, ok, prezintă să fie cu adevărat prohibitiv. Nu am nicio îndoială în prezința asta. Dar haideți să analizăm și ce trebuie. Ați întrebat cumva câți bani au făcut în anii trecuți? Ați întrebat numai cu cât i-am taxat. Nu am întrebat așa ceva. Este esențial în discuția asta. Dar tu știi cât s-au făcut? Vă probăm că da. Nu spune că și asta e, ajută-ne ca să... Asta e problema. Știi că mă... Adică e secretul tău. Din punctul... Din punctul... Cât o plătim acum un an pentru obiectivul ăsta? 10 lei pe metru pătrat.
în mașinuțele alea. Și în acest fel a fost probabil rentabil la activitatea economică. Mă îndoiesc că vine cu de 20 de ori prețul. Eu mai spun o dată, că poate nu m-am putut înțeles sau nu am exprimat din punctul de vedere, mai spun o dată că în acest comitet care organizăm tot ce se întâmplă în oraș, nu numai partea asta de comerț și ce se desfășoară în șanțele cetății, discutăm tot, programul din 30, întâi 2, întâi, deși în oraș, parcer, tot discutăm, parada, cerem, mă rog, cerem unea militar. Ăsta este un aspect doar. Vă spun că presiunea mare agențiilor economici, imensă care este pusă, trebuie să avem un argument prin care să-i triem. Ori dacă sunt două, trei solicitări în sensul ăsta pentru punctul respectiv cu 200 de lei pe metru pătrat pe zi, nu vor vrea să vină să dea bani. Și atunci avem loc suficient în spațiu restrâns din șanțul să punem agenții economici care chiar deservesc pe toată lumea. Deci eliminând diferența mari, eliminându-i pe ăștia mari pentru care lumea devine rentabilă, se întâmplă exact efectul invers. O să vină aia care ocupă exact conturile alea care pentru 3 metri pătrați, aia calculează și domne, vin cu taraba, că 3 metri o tot. Da, și fii tot proiectul. Nu este minim 9 metri pătrați, ori 300 de lei pe metru pătrat pe zi. Nu, ăla e 9,300. Da, da. Acolo vin de alimentație publică. Acum să fim... Dar, domnul, am o întrebare pentru domnul. Să fim sinceri și în legat de ceea ce a spus Mihai și domnul viceprimar. Știm cum arată toate utilajele, mașinuțe, alea cu boxuri și despre cea mai bună. Chiar ne dorim să vedem așa ceva în șanțurile cetății de centenar. Adică chiar vor veni copiii din Moldova, din Regat, unde mai vin, să se dea pe mașinuțe în cetate centenar, nu trebuie. Că trebuie, sincer. Mă gândesc că nu vin să viziteze gusturile alea. În geniturile alea, dar nu știu eu. Nu, dar zic, adică copiii chiar asta și noi cu salariul, pentru oameni au mici ca copiii. Da, Mircea, sunt noi, adică voi. Nu se pare ca imagine, o chestie viral ceva. Da, vă rog, domnul, vă rog să întrebe domnul Paul Boicu. O întrebare ușoară că e foarte ușoară. Din multitudinea de discuții și cere, ce este? Există vreuna pentru mașinuțe și tante? Da, da, sunt. Mai multe. Sunt una. Nu, mai multe. Nu știu prețul. Nu știu prețul. Aș avea o soluție de compromis. Haideți să votăm proiectul așa cum e. Și avem timpul necesar, dacă înainte cu 10 zile de eveniment vedem că sunt puțin sau că se comentează sau că nu mă va avea cu cine popul acolo, n-avem decât să facem o ședință extraordinară să modificăm prețul. Da? De acord? Doamne, tot cum greșeam. Succes foarte bun. Și ați venit succes, ați venit mai noi încercăm să organizăm din nimeni. Nimeni nu-i profet în țara lui. N-avem de unde să știm chiar exact. Votăm în forma actuală. Da, cum a propus-o. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Sunt? Scuzați-mă, domnul Tricu, abținere. Și am zis. Modificarea hotărârii numărul 368 pe 2015 cu țin locală doar pe acea sancțiune pentru faptul că sunt în grave. Da, mă rog. E vorba de modificarea și completarea. Dacă vreau să votați, așa că nu pușa. Modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local 368 din anul 2005. Concret, e vorba de articolul 2, litera C, respectarea normelor de conviețuire socială. Și în hotărârea 368-2005 era restricții, erau restricții în ce privește creșterea animalelor și păsărilor în două zone ale orașului, zona A și zona B. Proiectul și propunerea noastră este extinderea restricțiilor la nivelul municipiului Alba Iulia, cu excepția animalelor de companie, păsărilor exotice și a porumbeilor înscriși în asociațiile de profil, precum și excepția pe care o fac, o propunem să o facă cartierele Oarta, Parcul Șmicești, Pâclișa și Fărăvacu. Da.
domnul Brișan. Deci, în două cuvinte, exact asta, la acest lucru vreau să mă refer, creșterea animalului și păsări, concepte animale de companie, așa. Deci, acest lucru de operă a fost acum vreo două luni, dacă bine mi-aduc aminte, și atunci a fost retras. Bun. Da. Și noi, dacă este hotărârea 368/2005. Cred că era foarte bine să avem și hotărârea, să vedem exact ce se prevedea acolo și ce modificăm, adică de mai departe să trebuie pe site. Hotărârea 368 din 2005 era vorba de restricții privind creșterea animalelor și păsărilor domestice în zona A și B a municipiului Alba Iulia, mă referă la zona centrală. Și acum? Acum propunem extinderea restricțiilor la nivel oraș. Mi se pare normal. Și în noile catele de în urmă cu două luni de zile, sau chiar trei, când deja era dezbatere publică proiectul care a fost de oraș de primară. Deci dacă... Așa. Am fost contactat de mai multe persoane, în special din zona centru și din zona schimb. Ca urmare a acestui fapt, sute de persoane, cred că peste 5-600 mai mult, nici eu vă spun sincer că am evitat să mă implic în subiectul ăsta, pentru că nici nu cunoșteam foarte multe detalii de pescători, nici de animale, nici de păsări în Alba Iulia. Și așa am ajuns să cunosc, de fapt, o parte a lucrurilor, în special a celor din centrul orașului, în ce privește păsările. În proporție de 99%, toți oamenii pe care i-am întâlnit, chiar 100%, s-au pronunțat împotriva creșterii animalelor în municipiul Alba Iulia. Știți foarte bine că logica discuțiilor a plecat de la celebri porci filmați de toate televiziunile și presa care a prezentat imagini să plimbau prin oraș și cred că de aici mi se pare și logic să votăm pentru interzicerea creșterii animalelor de orice fel în oraș. Însă, în ceea ce privește creșterea păsărilor, ținând cont de faptul că sunt mii de astfel de crescători, în număr crescători de păsări, găini, rațe și mai știu eu ce păsări, într-un număr destul de restrâns, cred că nu e momentul să votăm așa treaba asta. De asta aș sugera acest amendament, ca să fie scos de la articolul 2 dacă creșterea animalelor. Deci creșterea și cuvântul și păsări, cuvintele astea două. Și atunci, dacă permiteți, proiectul a fost supus dezbatere și publice în perioada 4-5-a, 4-6-a. Nu am avut nicio propunere, nicio reclamație referitor la numărul de animale și de păsări existente în oraș. Nici o instituție specializată a statului nu are o evidență a acestor animale și păsări, deoarece nu se declară, nu se dorește constituirea ca exploatații profesionale sau profesionale de tip A, acele gospodării de mărime medie sau mică, la ultimul tratament în masă, la ultima vaccinare efectuată de către dispensarul veterinar din Alba Iulia, a avut acces și a vaccinat un număr de 900 de păsări. Pe partea cealaltă, disconfortul și reclamațiile primite atât de către direcția, poliția locală și de către alte servicii din primărie sunt foarte numeroase și privesc în general abandonul acestor animale pe spațiul public și alte neplăceri cauzate vecinii. Sigur, cum nu ați primit acele sute de semnături, înseamnă că nu funcționează ceva de la Ministerul de la 4-5, 4-6. Acum, cum să fie după, că știu și eu nenumărate... Dar de ce să-mi zici? Totuși, și dacă ar fi fost așa, deci se pare că aveți cunoștință de probleme. Nu, bun. Eu mă refer la... Asume cândva... Deci sunt acele semnături. Mă rog, nu. La perioada, la biserul
Domnul președinte, haideți că deja s-a făcut la dialog. Eu vă propun să discutăm despre 70.000 de locuitori, nu despre 200. Haideți să discutăm de 70.000 de locuitori. Tot pe subiectul ăsta, deși nu am nici găini, nici corumbei, i-aș vrea să discut, problema juridică. Deci, din punctul meu de vedere, o astfel de hotărâre ar crea o stare de, o dublă stare de discriminare. Deci o stare de discriminare atât față, prin excluderea, unde e interpretarea de discriminare? Prin excluderea localităților componente, Bărăbaș, Mucești, Oarda, Putușa și Parcoș. În definitiv, discutăm de municipiul Alba Iulia. Fie că ne place, fie că nu ne place, aceste localități sunt localități componente municipiul Alba Iulia. Deci, se vrea stare cu dubla stare de discriminare în ce context? În ce context? Cineva care este în Bărăbanți, de ce el ar trebui să suporte olfactiv și auditiv găinile și rațele și cocoșii vecinului, iar unul care stă în Alba Iulia, noi să-i dăm posibilitatea printr-o astfel de hotărâre să stea liniștit. Deci, din acest punct de vedere, exclusiv din punct juridic, eu văd că este o formă de discriminare. Și noi ar trebui să avem în vedere chestiunea asta. S-ar putea găsi o variantă, există ordinul 119. Da. 119 din 2014. Pe ordinul Ministerului Sănătății. Și nu avem decât ca să punem în aplicare acest ordin. Dacă îmi permite. Da. Am ținut avem... și de prevederile ordinului 119 pe 2014 a Ministerului Sănătății. Dar dacă citiți la articolul 15, unde sunt specificări clare privind creșterea animalelor și păsărilor, ultima frază scrie că toți acești crescători au obligația asigurării condițiilor de biosecuritate. Exact. Chestia asta am vrut să scot în evidență. Dar asta nu exclude discuția care a făcut anterior. Condiții de biosecuritate implică autorizare de specialitate a acestor gospodării. Da. Bine, este un punct de vedere pe care îl consultăm. Efectiv, juridic. Nu m-aș pasă de tot. Deci, din punctul ăsta de vedere, așa cum spuneți, legea precizează foarte clar și oamenii care sunt nemulțumiți de o anumită situație care deranjează, au curile necesare să se adreseze în justiție. Noi ce vrem să facem acum, vă spun opinia mea dintr-un singur considerent. Ca poliția locală să poată încasa foarte simplu niște bani din niște amenzi pe care noi le votăm astăzi. Dacă ăsta-i scopul, ca de mâine, sau de când intră în vigoare, să apară tot felul de răzbunări din astea personale între vecini, că sunt niște tensiuni, într-adevăr, și totul pleacă de la diferite reclamații, bată pe unii care s-au mutat din nu știu ce sac, în Alba Iulia, dintr-o dată și-au dat seama că s-o reșesc și deranjează cântatul popoșilor, pe alții deranjează cântatul găinilor, și atunci, unde ajungem cu asta? O să transformăm tot orașul într-un sistem din ăsta de amendare de către poliție. Poliția nu este aproape împotriva cetățeanului. Domnul Voicu spunea de cele 200-300 de semnături. Noi n-am făcut un referendum. Înțelegeți? Eu v-am prezentat aici impactul pe care ideea acestei hotărâri de acum două luni l-a avut asupra albaionienilor, nu asupra 300 de oameni care au semnat pur și simplu... Poate fi trebuit studiat cum fi problema asta. Dacă tot vorbiți de discriminare, oamenii din centrul orașului, care în mare parte, cei de pe Iași, Gheorghe Doja, Mărășești, eu, tu, stau la casă, nu vaci, dume și porci, că asta e normal să fie interzis, dar cresc păsări. De ce? Ca să poată oferi pe masă copilului un ou de calitate biologică. Asta e pe Mărășești să vezi că seara vine ciurda acasă. Dar mulțumesc. Haideți să trecem la punct, vă rog frumos. Cine este amendamentul meu? Amendamentul fiind? Adică, v-am spus, la rândul 2... Fără păsări? Deci să scoatem de acolo povestea cu păsările, da? Nu-i necesar. Unii care cresc păsările în balcon. Da. Să votăm cu amendamentul. Deci votăm pentru prima. Sau să se completeze, uite, cum zice colegul, cu
Bineînțeles că am putea să completăm acolo, că nu este. Nici nu știu. Da. Normal că nu-s de acord nici eu să crească. Toate problemele să completeze colegul. Dar nu e necesar. Așa e bine. Da, bine. Corect. Da. Alte discuții, dacă mai sunt, alte discuții. Da, vă rog, domnul Ilcu. Proiam cu respectarea ordinului pe 2014, modificat anul ăsta, noua august 2018. Da, aveți modificări, dacă vine, da, fără nicio problemă, totuși suntem un oraș. Ok, sunt categoric. Un oraș ăsta nu sunt categoric ca în sală. Bun. Ce o zis? Sunt arhitectul de fiind, dar nu avem la cap în sală. Da, mulțumesc. Cine este pentru? Așa cum este. Cine este în formă? Așa. Deci în formă, așa cum este, propusă proiectul. Să votăm cu amendamentul domnului consilier Tricut. Așa a fost corect la toate celelalte proiecte. Am discutat, am votat la cu amendament. Aveți dreptate. Să cuvântul păsări din ăla. Deci păsările să rămână, să nu intre în această restricție. Asta e, da, domnul Tricut? Da. Bineînțeles că acolo se pot aduce de ce... Am înțeles, da, bine domnul Cristi. Da, cine este pentru? Cine este pentru? Pentru amendamentul. Pentru adoptarea acestui proiect cu amendamentul domnului consilier Tricu. Da, mulțumesc. Două împotrivă. Împotrivă, votul. Abține. Eu mă abțin. Da, abține. Deci, trec nimic. 6 abțineri, 7 abțineri, 2 voturi pentru, restul împotrivă. Bun. Supune la vot proiectul în forma prezentată de consiliu. Cine este pentru? Da. Împotrivă. Împotrivă. Nu. Abțineri. 2, 3, 4. Vreau ce mai avem până. 5. Deci, oricum ar trebui. Da. Proiectul